m-am simțit, m-am bucurat alături de familie, alături de copii, alături de prieteni, unii dintre ei. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că pe unde am fost și unde am umblat, am vorbit despre Dumnezeu. Mi-am pus în cap și m-am rugat pentru lucrul ăsta și am zis, Doamne, fă ca să fie lumină. Pe mine să se vadă lumină. Alții au râs. Vă mărturisesc că au râs. Prieteni. Mergeam cu soția mea și mă întâlneam cu ei și nu mai vorbeam ce vorbeam. Vorbeam mai despre Dumnezeu, despre bunătatea lui Dumnezeu. Alții luam, alții nu. Alții râdeau. Chiar râdeau de mine. Dar eu vă mărturisesc în numele Domnului Iisus Hristos că mă bucuram. Mă bucuram, fiindcă făceam datoria de slujitor al lui Dumnezeu. Am fost într-o seară, într-o părtășie mică cu prietena soției mele și a venit și soțul ei. Era grăbit, nu interesat de nimic, a stau 5 minute și cred că nu îmi place mie să stau. Am fost într-un parc. Am început să vorbesc despre Dumnezeu și să le spun despre minunele Domnului, despre binecuvintările Domnului, despre cât de bun este Domnul, despre pildele, majoritatea care le spune sora Adriana, mi-a intrat în cap și le-am spus și eu. Vă mărturisesc că omul acela 3 ore a stat. 3 ore. Iar în fapt aceea, Milica chiar vorbea cu soția mea și zicea, dar fă-ți schimbare, nu știu, e ceva. I-am zis, îi mulțumesc Dumnezeu, că numai Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Am fost vineri seara la o seară de veche și fratele Cristi a fost pus la îndemn și ne-a îndemnat ca să ieșim afară, să vorbim cu lumea de afară, cu oamenii pierduți. Zic, Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta. Să ne ajute să putem să ieșim afară, să vorbim, fiindcă este nevoie, mai ales la noi în țară, în România. Este nevoie de lucrul acesta, să mergem să vorbim cu oameni, să le spunem despre bunătatea lui Dumnezeu. Am văzut multă ură, multă dușmănie. După un an de zile, stând aici, la picioarele lui Dumnezeu, am fost în România și am văzut multe lucruri care nu-s după voia lui Dumnezeu. Zic, Domnul să ne dea putere și înțelepciune să putem să vorbim despre bunătatea lui Dumnezeu, nu mai în biserică, cu frații, și afară. Aleluia! Să ne dea Domnul putere să rămânem în continuare credincioși și la picioarele Lui. Amin. Fratele Dan, într-o predică odată, spunea, dacă acum nu ne pocăim că Domnul este mântuitor, în El blând, când va veni ca judecător, Iisus ce va face. Domnul Iisus să ne dea putere să putem să mergem pe calea Lui cea sfântă. Aș dori să dau citire Psalmului 118, de la versetul 24 până la versetul 29. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne ajută! Doamne dă izbândă! Binecuvântat să fie Cel ce vine în numele Domnului. Vă binecuvântăm din casa Domnului. Domnul este Dumnezeu și ne luminează. Legați cu funii vița pentru jertfa și aduceți-o până la coanele altarului. Tu ești Dumnezeul meu și eu te voi lăuda. Dumnezeule, te voi preamări. Lăudați pe Domnul acest Domnul. Pe ce veac ține îndurarea Lui. Aș dori să ne ridicăm în picioare. Și dacă Dumnezeu în veac ține îndurarea Lui, noi, dragostea noastră, cum ar trebui să fie? Pentru Domnul. La fel. Aș dori să intrăm într-o rugăciune de cercetare. Să ne cercetăm însumi pe noi. Să vedem cum stăm înaintea lui Dumnezeu. Și dacă putem să facem tot ceea ce ne spune și să zic ca Domnul să ne ajute să împlinim toate lucrurile acestea. Intrăm în rugăciune. Amin.